Lista arată neputința guvernului de a acționa astfel încât noi, părinții, să nu avem grijă a copiilor în aceste unități de învățământ. Sub nicio formă nu putem să vorbim de un număr așa de mic, să fim serioși. Oricât de mult ne-am dorit noi să... Într-un singur oraș, cum este Bucureștiul, dar cred că și în București sunt mai multe școli care, cel puțin aici, sunt școli cu vechime foarte mare, între 50 și 100 de ani, și este absolut normal să treacă printr-o expertizare tehnică. Numărul este dat prin simplul fapt că celelalte clădiri la nivel național, și cred că nu greșesc procentul, 99% nu sunt expertizate tehnic. Avem la nivelul sistemului preuniversitar aproape 30.000 de clădiri. Sunt 7.000 de unități cu personalitate juridică, până la 17.000 sunt unități conexe, arondate, și diferența până la 30.000... Sigur că sunt... de la 21 până la aceste mii de clădiri, doar 21? Nu, sunt nicio formă. Cum a fost și când ar fi putut fi făcută evaluarea asta precisă? Sub nicio formă, sunt probabil, e vorba de o listă scurtă de școli care au fost verificate, acolo unde probabil școala stă să cadă efectiv pe elevi, și atunci s-a făcut această expertizare, pentru că noi suntem pricepuți a face lucru atunci când avem cuțitul la os, din păcate. Și mi-e tare frică că această discuție o vom avea și anul următor, și peste un an, și peste 2 ani, și peste 3 ani de zile, pentru că noi nu știm decât să ne întâlnim, să vorbim, și mă refer la Guvernul României. Doamne ferește să nu avem discuția despre cum a fost după colectiv, despre spitale, asta după ce vorba. Se întâmplă deja o tragedie. De aceea noi am vrut să tragem acest semnal de alarmă la nivelul Guvernului, sper să fie luat în serios. Speranțele sunt mari, așteptările, exact cum vă spuneam și înainte, nu sunt pe măsură, pentru că avem talentul ăsta de a nu face atunci când vorbim de ceea ce trebuie să facem pentru copiii noștri și ne uităm întotdeauna în punga guvernului. Punga guvernului care, dacă o raportăm la aceste cheltuieli, ar reprezenta probabil un procent infim din ce înseamnă produsul intern brut. La fel cum se întâmplă cu toate cheltuielile pe care trebuie să le facem în sistem educațional, și primul lucru pe care scoatem la înaintare, spunem, nu sunt bani, fără să facem un studiu de impact financiar, să vedem cât ar reprezenta acea cheltuială, astfel încât să vorbim nu doar de siguranța copiilor noștri.